Deci a fost foarte greu, cum ne așteptam. Am jucat cu o echipă tânără care nu are nimic pierdut. Mi-am și spus la băieți toată săptămâna că avem un meci foarte greu. Chiar dacă echipa Ceahlăului este chiar foarte tânără, adică copii de 2006, 2007, născuți 2008 chiar, dar care au calitate. Eu am jucat la Piatra Neamț și știu că la Piatra Neamț tot timpul au fost juniori buni, jucători de calitate. Și terenul puțin... să spunem că ne-a încurcat, dar pe un teren așa greu, noi am încercat să complicăm lucrurile. Am și zis băieților să nu riscăm în jumătatea noastră, să nu pasăm vertical. Din păcate, Promis a făcut două greșeli, era să-l scot afară, pe cuvântul meu, minutul 15, dar până la urmă a fost inspirat când l-am lăsat, că a și marcat golul victoriei. Prima repriză nu mi-a plăcut. Am intrat moi, nu știu de ce, am făcut niște greșeli când mingea era la noi, neforțate, dar până la urmă am scăpat cu bine, să spunem. Repriza a doua, în schimb, a fost diametral opusă. Ne-am creat ocazii mai multe, ei nu prea au avut, nu știu dacă au avut vreun șut pe poartă a doua repriză. Până la urmă, important este victoria, pentru că suferim și la... nivel mental puțin. N-am câștigat niciun meci acasă. Până acum știam că va fi greu, dar din fericire am câștigat și asta este ceea ce contează. Urmează un meci foarte greu la Miroslava, o echipă care am suferit în turul campionatului, o echipă care marchează foarte multe goluri pe meci. Cum ne pregătim pentru meciul acesta? Toate meciurile sunt grele, dar nu există meci la fel. Toate sunt diferite. La fotbal se poate întâmpla orice. Noi sigur că ne pregătim să scoatem un rezultat bun. Nu mergem acolo în plimbare. Vom vedea ce jucători avem accidentați, pentru că Lăcusta a ieșit accidentat. Vedem dacă revine Toader. Vedem întâi săptămâna care vine cei care o să fie apți și o să pregătim meciul foarte bine. Să ne luptăm cu ei. Nu avem nimic de pierdut. Tot timpul suporterii din Fălticeni își doresc Fălticeniul să fie prim plan și la jucători și la antrenori. Tu ești fălticinean. Cum simți chestia asta pentru tine? Cum că ai ajuns să conduci echipa într-un moment foarte greu, foarte dificil pentru Șomu? Da, v-am spus, a fost o conjunctură, pentru că eu așa s-a întâmplat, am venit antrenor cu portarii aici. Pregătirea portarilor. În fine, așa s-a întâmplat, din păcate, pentru că noi ne doream, toată lumea ne doream să avem rezultate mult mai bune. Din păcate, la fotbal, antrenorul principal plătește, este primul care pleacă. Așa e în fotbal. Nu contează cum te cheamă. Dar legat de Fălticineni, bun, nu prea sunt jucători din Fălticeni, dar este greu când nu ai baza. Pentru că noi nu avem la Fălticeni jucători under 19, de exemplu, sau așa. E foarte greu, copiii care sunt, probabil pleacă în alte părți. Și atunci este foarte greu, cum eram pe timpul meu, de exemplu, vorbesc de perioada mea, erau juniori republicani. Perioada Foresta. Tot timpul erau jucători la juniori care veneau, când terminau, de exemplu, junioratul, erau 3-4 jucători care erau luați la echipa mare. Așa este greu să-i luăm la 15 ani. La 15 ani sunt foarte mici încă. Și nu avea, adică este o etapă pe care noi nu avem. Nu avem deci under 19, de exemplu, la Fălticeni, mă refer. Probabil și greu, nu este nici infrastructură. Probabil trebuie gândit aici pe termen mai lung. Probabil când o să fie să fie două terenuri de antrenament, poți să faci lucrul ăsta. Deocamdată încă e bine că avem și under 17 sau cât avem, under 15. Este Liga 3 o pălărie prea mare pentru Fălticeni? Nu, nici de cum. Nu. Păi Fălticeni a fost divizia B o grămadă de timp. Acum, Liga 2 cred că este prea mult pentru, din punct de vedere financiar. Pentru toată lumea. Costurile sunt foarte mari. Ne uităm la Focșani, care da, dar sunt deja două mari echipe din Liga 2.
care... Costurile sunt enorme, plus că la licențiere este greu să iei licența pentru Liga a doua. Trebuie 8 grupe de copii și juniori, antrenori licențiați, infrastructură, terenuri, nu, e foarte greu. Cred că pentru Fălticeni Liga a treia este foarte bună și în viitor ar trebui să fie și juniori mai mari ca să facă pasul la echipa mare. Pentru că federația, ăsta e regulamentul, îți trebuie 3 juniori under în teren, 2005 de exemplu, 2 de 2005, 2, 1 de 2006 și în lot îți trebuie vreo 7-8. Și atunci de unde să-i aduci dacă nu, tu nu ai? Vasile, ce le transmite suporterilor care așteaptă poate mulți dintre ei și eu, mă gândesc la perioada Foresta, probabil și tu, cum s-ar transpune situația de astăzi? Financiară și toate alea. Cred că lumea ar trebui să vină la stadion, pentru că eu când eram, de exemplu, copil, nu conta că era ploaie, vânt, soare, eu mergeam la stadion și stadionul era plin, chiar dacă vremurile s-au schimbat. Ar trebui să vină la stadion ca o, nu știu, ca un moment de recreere, pur și simplu, să vină să vadă un spectacol fotbalistic, la nivelul la care putem noi. Dar lumea trebuie să vină la stadion. Cred că ăsta e important, comunitatea să sprijine, nu doar fotbalul. Ce sporturi sunt în Fălticeni, ar trebui să meargă, pentru că până la urmă, sportul este pentru oameni. Nu jucăm fără spectatori, mai bine nu jucăm. Deci ar trebui să vină la stadion. Revenim, urmează un meci foarte dificil cu Miroslava în deplasare, liderul campionatului, o echipă care obișnuită să marcheze pe bandă rulantă, nici nu mai știm ce gol averaj. Ce așteptări să avem de la Șomuz în această deplasare? Ce așteptări putem avea? Decât că vom lupta pentru a obține un rezultat bun. Asta este clar. Nu mergem acolo să facem doar prezența. Vedem ce putem reuși. Important e să fim bine pregătiți. Succes mult și Doamne ajută! Mulțumim, Doamne ajută! Mulțumim!